Noi îți mulțumim tare mult și acum o să-l invităm pe scenă aici în față pe Andrei Tudor, care este cel mai tânăr robot builder din România. Andrei are 10 ani și este un copil minunat. Îl așteptăm aici în față. Uitați, sport, Andrei. Bine, bine, bine. Și imediat ajungi cu prezentarea. Ok. Am și slide-ul, n-am venit slide-ul. Ok. Imediat. Bună ziua! Sunt Andrei, am 11 ani și pasiunile mele sunt știința, robotica, evident, informatica și mai nou matematică. Am venit aici astăzi să vă povestesc ce am făcut eu până la această vârstă, de 11 ani. Ce am făcut, la ce concurs am participat și ce planul am pentru viitor. De ce tot ai? E prezentarea automată, stai așa, o să te ajute până la urmă cu slide-urile, zi. Sau nu, următorul. Următorul? Ok, perfect. Îmi faci un semn cum vrei să spui. Nu, nu. Nu știu dacă funcționează, ia să începem. Merge? Stai că îți pot și eu. Gata, 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 gata. Ei bine, totul a început la bunicii mei, la țară, unde am stat până la vârsta de 6 ani. Și acolo n-aveam un telefon sau o tabletă ca ceilalți copii. Și așa că din plictiseală și curiozitate am început să fac diferite invenții. De exemplu, cu câteva coi bătute în banca bunicilor mei și cu o sârmă printre ele, am făcut o rețea electrică pentru tramvai. Iar cu o cutie de carton, 4 roți de mobilier și câteva șuruburi, am făcut un cap, care, evident, nu era destul de resistent să mă urc în el. Așa că ce mai puteam face era doar să-mi imaginez cum e să mă dau cu el la vale. Iar cu o cartelă de telefon veche și un an de la un pix, am făcut un lot. Bine că mi-a venit ideea să-l bag în prismă. Dar eu cred că cea mai importantă invenție mea a fost laptopul de hârtie, care, evident, nu funcționa așa cum aș fi dorit. Într-o zi, părinții mei au auzit despre invențiile mele și mi-au cumpărat un kit electronic. Dar, tot atunci, mai am uitat să vă spun că ăla a fost cadoul meu la primea vârstă de 5 ani. Ok, și tot atunci am primit și prima mea tabletă, care mai exact era un GPS vechi pe care nu mai foloseam eu. Așa că m-am cam păcălit. Important este că pe ele am încălcat niște filmulețe despre anatomie, biologie și fizică. Filmulețul meu preferat este cel în care am aflat ce este voltajul și amperajul. Și tot din acel filmuleț mi-am dat seama cum să-l păviesc pe data mea. Punând dorință, la bolul de baterii, așteptam puțin ca aici să se încingă și după aia o puneam pe barba de data mea. Recunosc, și eu mă cam aveam la deget. Dar alțurile mele nu erau mai importante decât rezultatele. După câteva filmulețe vizionate, am început să mă joc cu titlul de electronică. Ei bine, i-am fascinat. Reușeam să aprind și un singur LED cu ajutorul unui microcontrol. Mai exact un ATT din 85. Haide, mai! Stai că rezolvăm de aici. Da, i-am dat eu. Hai că dau eu de aici. Dar nu eu. Da, în fine, cred că nu o să mai am nevoie de asta, dacă tot nu vezi. Măcar să am și eu în mână liberă. Ok. Deci, ok. După cum v-am spus, mi-am fascinat, da? Și părinții mei mi-au explicat că acel... Da, dar acum mi-am dat seama. Două cu un slide înapoi, de rog. Două. Două slide? Da, da, da. Mulțumesc. Unul era acesta. Unul, da. Așa. Scuze? Nu. și este acela un microcontrol. Mai exact, un mic calculator cu care poți controla LED-ul, motoare și senzor. Numai că după câteva săptămâni și doar câteva teste, am reușit să-l pierd. După cum se vede din imagine, era cam mic. Vede toată lumea? După cum se vede din imagine, era cam mic. Și nu era deloc greu să-l pierd. Bunica săraca a răscolit toată casa. A dat afară din cameră până și patru. Și, din păcate, tot nu l-a găsit. Ei, totuși, a fost util, că de Crăciun am primit de la moșu un al doilea. Un al doilea. Cred că toată lumea de aici știe ce e un al doilea, nu? Mâna sus cine nu știe, dacă e. Ok, avem pe cineva. Hai că am găsit. Ok. Păi, ei bine, un al doilea, nu? Este, la fel, ca un Atari 85, un microcontroller, numai că este mai... are câteva diferențe. Păi, în primul rând, acestea îl pot programa mult mai ușor. Și, în al doilea rând, da, este mai mare. Glumesc. Da, este mai mare și pe asta sigur nu o să închită găinile. Nu? Deci, am uitat să spun că eu cred că microcontrolul acesta a fost înlipsit o găină. Da. Și Arduino-ul ăsta sigur n-a fost o găină. La vârsta de 6 ani am venit în București, deoarece trebuia să încep școala. Și odată cu ea și primul meu curs de programare. Da. Da. Și acolo am învățat cum să folosesc calculatorul și cum să programez cu bloc. Am făcut și mici joculeți, să nu mai am Flappy Bird. Și tot aici am ținut și prima mea diplomă de programare. Era o diplomă de la Harvard of Cork. Într-o zi, am adus la curs un prieten meu cu Arduino. Și doamna văzându-l, m-a trimis la alte cursuri de Arduino, da, la Codă Dojo, unde, bineînțeles, am învățat și mai multe despre microcontrolele și programare. Iar partea de electronică am învățat-o la Facultatea de Electronică. N-am curs de vară pentru studenți. Știu. Sună ceva. Da, atunci aveam 7 ani și jumătate. Și... Atunci aveam 7 ani și jumătate și era pentru prima dată de la mea colegi mult mai mare decât mine. Inițial mi-a fost cam frică. Dar după ce am văzut că nu știu atât de multe pe cât vedeam, am început să fiu. Deci, am fost la Facultatea de Electronică după ce i-am întâlnit pe cei din echipa FlexPin. În prezent, sunt campion europeni și campion mondial la sumul de vorbă. După ce am stat de vorbă cu ei câteva minute, am rămas cu gura cu scara. Sincer să fiu, ne-a spus atât de multe despre microcontrolele și programare, încât au rămas fără cuvinte. Ei bine, și pentru asta m-a invitat la cursurile lor de bază și la laboratorul lor de electronică. Cum să nu accept așa ceva? Pe bune am spus. Da, și evident că am fost, iar după 3 luni și jumătate, am reușit să construiesc primul meu robot de fund. Robotelul acesta am participat la prima mea competiție de robotică. La Robochallenge. O competiție de robotică de la Facultatea de Electronică pentru studenți. Atunci făceam parte din echipa FlexPin. După câte se vede. Go! Aici am luat locul 4. Un loc destul de bun, zic eu, având în vedere că am concurat cu elevi și studenți. Iar la o săptămână distanță, am fost la concursul de la Iași, unde de data aceasta am fost în locul 1. Și am avut norocul să am concurenți mai apropiați de vârsta mea. A urmat concursul național de robotică de la Târgoviște. Aici am luat locul 2, după câte se vede. Și tot după câte se vede, există și o mică diferență de înălțime între vertice al componente. Da. Eu cred că nici dacă ieșeam pe locul întâi, nu ajungeam la înălțime. Dar știți cum este atunci când te uiți în sus și vezi că de fai sunt în cap sau două mai alte decât tine? Mai alte decât tine? Vă spun eu, este minunat. Dar eu mă duc toată munca de-a meritat. De aceea am continuat. Și am participat în toamna anului 2018. În toamna anului 2018, din nou la Bucărești, de la dreapta apoi Spania. Am fiut, aici am fiut din nou locul 2. Și am participat și anul, da, și anul trecut. Ah, da, asta e Bucărești 2017. Pardon. Da. Și am participat și la Bucărești 2018. Și locul, nu vi-l mai spun, oricum nu se vede. Pentru cei curioși, hai că vă spun. Tot doi. Și oricum aici, după câte se vede, am participat, da, participam. Cam atât despre robot. Deoarece doresc să vă povestesc și despre ultima mea analiză, cu care am participat la prima mea competiție internațională, la Bulos Project, de la DAP. E ok, rezolvăm. Invenția mea se numește Multifunctional Message Board, sau mai pe scurt de MMB. Este o centură cu LED-uri, ce poate fi pusă în jurul talei, și poate fi folosită de pixi, pixi, poliții sau pompieri. Iar cu o aplicație de pe telefon poate afișa și mesaje. Da. Și când am ajuns acolo, la concurs, și am văzut câți copii sunt și ce preteau, am crezut că nu am nicio șansă. Dar nu știu dacă vă puteți imagina ce fericire am avut când am aflat că am fost declarat câștigător la categoria Evolution. Iar am participat și anul acesta la Dublin, din nou, numai că de data aceasta n-am câștigat. Aia e, nu se poate de fiecare dată. Ok, da, aici, scuze că n-am dat. Ok, și da. Am participat și la ISE Fest, după Dublin. După data am participat și la ICFES, unde am ținut premiul special al juriului. Eram cel mai tânăr antreprenor de acolo. Și după, da, eram cel mai tânăr antreprenor de acolo. În prezent, urmez cursurile de la Bucăreșcolo Veia. Un cursul de AI și inteligență artificială. AI, poate. Mai este nou. Am zis și AI și inteligența artificială. Da, sau mai. Aoleu. AI și Python. Da. AI și Python. În viitor, îmi doresc să ajung la MIT. Și să fiu cercetător la Boston Dynamics. Dar cel mai mare vis al meu este să scot în spațiu. Și să ajung la colonizarea planetei Marte. Cam asta este ce am făcut până acum. Și să știți că tot ceea ce am realizat cu foarte multă muncă, pasiune și, în primul rând, cu sprijinul părinților și al mentorului. Și vă frumos, nu uitați să fiți curioși și să descoperiți cu noi. Că doar așa puteți veni cu noi idei și sigur vă schimba lumea. Vă mulțumesc mult!